Dragii mei, suntem la povești de familie. Părinții nu îi înțeleg pe copii sau copiii nu își înțeleg părinții? O întrebare mereu actuală și la care episodul de astăzi din povești de familie încearcă să răspundă pe înțelesul tuturor. Astăzi îl cunoaștem pe Blană, un adolescent din România care vrea să demonstreze familiei de modă veche că nu e pe calea perzaniei ascultând muzică trap, care pare un instrument al diavolului pentru ei. Va reuși oare el să găsească forma în care să ajungă la inima părinților? Haideți să vedem! Aoleu, dă muzica aia odioasă, mai ce mă zgârie pe creier! Salut, eu sunt Blană și bine ați venit pe canalul meu de MeTube. Bro, ce vibe bun are beat-ul ăsta, e ce trebuie. Anyways, ăsta este vlogul meu, sunt fan trap și ce? Astăzi o să vorbim despre dezamăgirile noastre cu părinții, profi și toți normalii care dau cu hate către muzica trap și cei care o ascultă. Și dacă și tu ești ca mine și te-ai săturat să fii arătat cu degetul că te îmbraci ucar, ai părul altfel. Bro, știu ce zici, te înțeleg, așa că strigă cu mine. Sunt fan trap și ce? Eu nu deschide ușa că mă doare cap, oprește muzica aia. Incredibil, incredibil. Da, numele meu adevărat e Ionuț. Nu știu de ce se încăpățânează băbălăii mei să-mi zic așa când eu le-am spus că prefer Blană. Ionuț, deschide-o dată! Măi, omule, deschide-mi răspund! Ce vrei? Ce vreau? Să închizi muzica asta, Ionuț, că mă doare capul, asta vreau! Cum mi-ai zis? Ionuț, ți-am spus! De ce? De ce? Pentru că așa te cheamă! Că doar nu o să spun porecla aia tâmpită! Mamă! Oprește muzica! Ce vrei, dragă, și tu? Poți să vorbesc la telefon oprește cu prietenele mele din cauza muzicii astea oribile! Măi, parcă suntem o casă de nebuni aici! Măi, oprește muzica asta când îți spun! Încetează și... Blană, oprește muzica! Vezi că poți, mamă? Opresc. Aoleu, ce mă enervează, idiotul ăsta! Gata, măi, și tu! Măi, nu vă mai certați! Poartă-te și tu frumos cu sorul ta! Ce am făcut? Vedeți că vine taică-tu de la muncă, jar mâncați! Vreau liniște! E, ia să strâng eu rufele astea acum! Poți te rog să ieși de la mine din cameră? Ce-ai spus? Că te rog să ieși de la mine din cameră! Bravo, drag! Am trăit să auzi și pe asta! Te-ai schimbat atât de tare, te-ai schimbat de când asculți muzica asta tâmpită! Nu-i adevărat? Cum nu-i adevărat? Că nu te mai recunosc, nu te mai înțeleg! Pe zi ce trece, nu te mai înțeleg! Bine că am ajuns să mă dai afară din casă! Afară! Bro, ce mă deprim ai mei. Poartă-te frumos, Ionuț. Dă muzica mai încet, Ionuț. Știi ce mă enervează? Că dau și vina pe muzica trap și nici nu există toleranță pentru ceea ce nu face parte din normalul lor. Și încă n-ați văzut nimic. Vreți să vedeți cum arată normalul lor? Veniți cu mine. Aoleu, ai văzut cât de super sweet e? Da, și mie mi se pare că seamănă cu Justin Bieber. Sper să mă invite în mall. Ea e Miha, sora mea. Nu mă mai filma! Viața e roz și roz e lumea toată pentru ea. Mamă, Ionuț mă filmează ca să mă pună pe MeTube. Spune-i să mă lase în pace. Leacă, băi, leacă. Ți-ai Blană, nu Ionuț, Blană. Leacă! Blană. Și acum, țin acea de taină. Ci că la masă nu se vorbește. O regulă tâmpită. Hai să ne distrăm puțin. Auzi, tată, vrei să-mi vezi nouă piercing? Ionuț, ți-am spus de atâtea ori. La masă nu se vorbește așa, în general. Și mai ales că, să zic eu, prostie. Dar stai puțin. Ți-ai făcut ce? Un piercing. Nu pot să cred asta. Mamă, nu pot să cred! De ce ai făcut mai copile asta? Mă, Ionuț, mamă, măi! Nu pot să... Drag, în ce-i cu tine? Dar cu ce ți-am greșit ca să le faci una ca asta? No, a intrat diavolul în el. Da, a intrat diavolul în el și o să vomit negru. Mai, gata, Ionuț! Ce-i zi camera ta? Ești pedepsit. Rămâi fără cină în seara asta.
de simțit. Doamne, Dumnezeule! Trebuie să facem ceva cu copilul ăsta, mă, înțelegeți că îl pierdem altfel. Trebuie să facem ceva, nu știu, dar... V-am spus, trimiteți-l la o școală militară. O să-i scoată toată rebeliunea din el. Hai, măi, mamă, mai lasă-mă cu tâmpeniile astea. Dar nu nicio tâmpeniu în adevăr. Măi, nu vrei să-i ceala așa? Vă rog! Să terminăm de mâncat în liniște. Da. Vorbim după. O școală e ca o mini-societate. Ai de toate. În mare parte geeks și losers, ai fetele fashion și, nu în ultimul rând, fanii de muzică trap. Ce faci, Radu? Ți-am să nu mai spui așa? Eu sunt Ego, pentru toți din gang-ul meu. Ok, Ego. Ți-ai făcut tema la mate? Normal. Îmi dai și mie să copiez? Sigur. Închide gura să nu intre musca. Ce? Da. Of. Ce drăguță e. Cred că m-am îndrăgostit. Nașpa. De ce? Păi, ea nu e tot chillară ca tine. Cum adică? Îi place să ardă chill pe trep, așa ca mine. Dar tu de unde știi? Am văzut-o la club la care merg și eu. La club? Și ne lasă să intrăm așa? Îmbrăcați așa? Sigur nu. Mersi, bro. Dacă vrei, poți să vii cu mine la club. Poate așa ajungi să o cunoști. Nu știu dacă mă las ai mei. Ok, treaba ta. Pa! Pa! Tată? Tata? Tată? Vreau și eu, te rog, să mă duc la club. Unde să te duci? La club. La club? La vârsta ta? Da, mă, tată, că și alți colegi de-ai mei se duc. Și dacă alți colegi s-ar... Aruncat de pe pot, te-ai aruncat și tu? Tată, sincer, și eu m-aș arunca. Măi, Ionuț, încetează, mama, cu vorbele astea. Hai, mă, mama, am glumit. Stai și tu chill acum. Stai chill? Ce naiba înseamnă asta? Nu știu, drag. Așa se vorbește acum, tata, un fel de glumă. A spoci și limba română. Gata, am hotărât. Nu pleci nicăieri. Mama. Mama. Mama, te rog. Nu, te rog. Te rog, vreau să mă duc. Nu. Știi foarte bine, cunoști regulile casei. Zău, nu se poate. Ca să luăm o hotărâre și eu și tata trebuie să fim de acord. Păi, nu te duci. Ești mic, lasă, că o să ai timp să te duci la barute. O să crește și barba, ești băiat mare, dar nu acum, da? N-am cum să te ajut. Nu am cum să te ajut. Nu te duci, uite-te la mine. Bine, mama, nu mă duc. Bravo, bravo. Să rămână, mamă. Ha, citește o carte, mamă. Bine, mamă, să rămână. Te pupă, mamă. Uite ce frumos. Uite cum arată, mă, uite. Vagabond, drogați. Sunt oribili, mă sperie când îi va pe stradă. Oh, generația asta e pierdută. N-au nicio speranță, n-au nimic. Parcă sunt posedați de diavol. E și vina părinților că le îngăduie să îmbrace în halul ăsta, să-și facă toate chestiile alea în cap. Ai dreptate. Tată, dar nu e nimic greșit în cum sunt. Sunt tineri ca mine, ca oricare alții. A, da? Ia uite unde era expertul. Ionuț, mamă, nu le mai lua apărarea, că n-ai cum. Ba da, mamă, voi vă luați de ei doar pentru că arată diferit. E dreptul lor să îmbrace cum au chef. E o formă de exprimare. Să se exprime. N-are decât să se exprime ce îi oprește cineva, dar să se exprime frumos. Nu așa... Bunii, nu așa funcționează lucrurile. Da, cum?
să nu vă prind că vă îmbrăcați așa, că nu știu ce vă fac. Stai liniștit, tati. Eu nici moartă nu mi-atârn urâtenile aia de gât. Sau părul ăla oribil. Așa, mă, iubita mea. Bravo. Eu cred că au dreptul să facă ce vor cu viața lor. Mai și părinții ar trebui să înțeleagă asta. Bineînțeles că nu, dacă te plimbi cu așa ceva în cap, te iau de păr și te trăzi la frizerie. Mai. Hai cu barba, mai înțeleg. Dar gata, până aici. Pa! Ianuț? Da. Ia închide ochii să vezi ce s-am cumpărat. Bine. Așa, nu te uita. Ce zici? Uită-te. Mamă, sincer, e groaznică. Cum e groaznică? Hai mai, de ce vrei să mă superi? Cum e groaznică? Vezi ce frumoasă e? Uite. Nu, mamă, dar nu-mi place. Asta e pe stilul tău, mamă. Nu, mamă, am crescut și vreau să-mi cumpăr singur hainele. Și dacă mi le cumperi tu în continuare, o să mă simt ca un copil. Pentru că ești un copil. Uite ce frumoasă e. Mama, uite-te. Mama, am crescut. Vreau să-mi cumpăr singur hainele. Vreau să mă exprim. Te rog. Deci nu-ți place? Nu. Bine, drag. Bine, foarte bine. Să te exprim cum vrei. Mersi, mamă. Și am să mă fac așa că nu văd lucrurile astea speciale și splendide ca să ți le mai cumpăr de acum încolo. Ești obraznic. Lasă-mă. Mama. Lasă-mă. Mamă. Lasă-mă. Pot să rămân la Ego în seara asta? La cine? Radu, mamă, Ego. Așa zice el acum. Nu. Te rog. Nu, niciun te rog. Gata, am terminat. Nu negociem. Mama. Știi foarte bine, în casă avem niște reguli. Și dacă tata nu spune da, eu nu pot să fac nimic, să știi. Mami. Nu te duci. Please. Nu mai încetează cu șantajul ăsta, că nu te duci. Hai, mă, please. Te rog. Bine, mai. Promit să fiu cu minte. Să vă culcați de vreme, da? Da, mama. Promit. Obraznicule, ce ești. Te iubesc. Yes. Sunt gata să filmez primul meu vlog. Mai mama, vreau... Dreduri sunt tot, nu? Ah, mi-e rău! Nu, mama, vino coace! Nu se poate așa ceva! Ce-a făcut? Uite-te la el! Doamne, Dumnezeu, repăzire! Ce-i colănit așa? Măi, mama, nu pot să cred asta! Ce-ai făcut? Ce ți-ai făcut la păr? Dati! Și cu țipătele astea! Uite-te! Ce capul tău! Ți-ai pus o mătură! Noul meu look e chill, nu-i așa, nu? Ce înseamnă toate astea? Nu știu, de ce te miști așa? Păi e un dans, tată. Nu ca alea pe care le știi tu, dar tot dans e. Spune tu! Nu-mi place. Cum nu-mi place nici noua ta frizură. Nici noile tale haine. Ionuț, ești pedepsit. Da, ce surpriză. Sunt pedepsit pe vecie. Vă rog, ușa e acolo. Câtă nesimțire! Mai, nu te mai recunosc deloc! Mamă, spune! Ce obraznic ești! Ce să mă fac eu cu el? Nu ce obraznic e! Ați văzut, nu? Am încercat să mă înțeleg cu bobălăii mei, dar n-ai cum. Oricum, de-acu o să fac ce vreau și ce simt. Sunt fan trap și ce. Ionuț! Nu fi obraznic! Ce zici? Nu te aud! Voi nu pot să cred ce top e vlogul ăsta. Bro, pick up cu vlogul.
Lasă-mă, Igor, sunt supărat. De ce? A văzut directorul vlogul meu și m-a chemat la el în birou. Și? Ce a zis? Că nu am respect pentru școală, că îmi bat joc de părinții mei și pentru chestia asta m-a suspendat pentru 3 zile. Serios? De ce? Și că m-am lăsat influențat de tine și că te copiez. Și nu i-ai spus că așa ales tu să te exprimi? Ba da. Și face, atunci așa aleg eu să exprim că nu îmi place noua ta atitudine. Mamă, ce nașpa. Știi ceva? Chiar nu înțeleg. Nu înțeleg cu ce îi deranjează pe ei dacă ascult o muzică sau îmi fac păr într-un fel. Dacă am exact aceleași note și învăț la fel de bine. Nu știu, bro. Și pentru mine e un mister viața asta. Să vezi ce-mi face taică. Lasă, bro. Te descurci tu. Hei, bro, am ajuns. Sunt în fața casei. Hai în club. Bă, lăsați-l în pace! Dana, fugi! Bă, lăsați-l în pace! Necunoscut. Alo? Da, bună seara. Da, familia Scorsescu, da. Da, eu sunt mama lui Ionuț. Poftim? Nu se poate. Ionuț e la spital. Cum? Stai, ce s-a întâmplat? Hai, hai, ușor, ușor. Uite că pregătesc eu locul aici. Da? Hai. Hai, hai. Hai, mă. Încet, încet. Of, iubitule, of, hai. Of, of, of. Hai, ușor. Hai. Ușor, 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 hai. Da? Hai, ești bine, hai. Da? Da, da. Hai. 1, 2, 3 și... Bine măcar, că nu e atât de grav. Doar niște coaste rupte. Ai scăpat ieftin de data asta. Aoleo, măi, mamă, ți-am spus să nu te mai îmbraci așa. Nu ți-am spus noi că uite, uite ce se întâmplă, uite, să nu mai mergi așa pe stradă. Dar nu de asta am fost bătut. Ei. De când asculți muzica asta ai devenit un rebel. Faci totul împotriva noastră și intri numai în berele. Tată, cum arăt la exterior și, și ce muzică ascult n-are nicio legătură cu cine sunt eu la interior? Ia, pune, pune-te așa. Hai. Pune-te așa. Oh. Ești bine? Da. Că tu trebuie să înțelegi, măi, mamă, că noi... Noi suntem familia ta, noi, noi. Uite, degețelul. Noi chiar te iubim, măi, mamă, măi. Scuze. Mamă, și eu vă iubesc. Pe amândoi. Și de-aia vă rog mereu să mă înțelegeți. Acum, lăsați-mă un pic să mă odinez, vă rog. Un pic. Da, păi ia vin un coace, ia. Uite să punem așa. Ce-i dragă? Să lăsăm. Bine. Mulțumesc. Hai, ești bine, da? Da. Hai, bine, mă, bine. Hai. Uite, am făcut-o așa cum vrei tu, fără zahăr. Hai. Da. Mulțumesc. Oh. Uite, ai și bani acolo. Ia să vedem. Bună ziua! Eu sunt... Știu foarte bine cine ești de mine. Florian! Tu l-ai băgat pe Ionuț în toată nebunia asta. Din cauza ta a ajuns în spital. Te rog să pleci imediat! Domnule Scorsescu, Blana este prietenul meu cel mai bun. Cine? Blana. Ionuț, mă rog. Stai jos, stai jos, că lasă-l să-l vadă pe Ionuț, că e prietenul lui și poate chiar face bine. Halal, prieten! Hai! Doamna Scorsescu, am venit să-i mulțumesc. Dacă nu era Blana, tipii ăștia m-ar fi bătut mult mai rău. Ce? Da, Blana este un erou, m-a salvat. Vezi?
Poți să te duci, da. Bine, mulțumesc. Vezi cât am greșit? Noi? Da, noi! Ionuț e un copil foarte bun. E inteligent. Învață bine. Ai văzut ce a spus? Că e un erou. S-a sacrificat pentru prietenul lui. Florian, tu înțelegi asta? Noi suntem vinovați. Tot timpul a vrut să ne spună problemele lui. Tot timpul l-am certat, tot timpul l-am pedepsit, tot timpul am țipat la el. Noi am greșit. Te rog. Te rog, un copil atât de bun. Te rog. Te rog, fă-o pentru mine.